Pe 31 mai, Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depus la Comisia Europeană, un plan cu un buget de 29,2 miliarde de euro, o parte din bani fiind luați sub formă de împrumut, iar o altă parte sub formă de granturi. Conform acestui plan, peste câțiva ani România ar trebui să fie o țară dezvoltată din multe puncte de vedere, dacă reformele și proiectele propuse vor fi implementate. Mai exact, prin acest plan, actualii guvernanți își propun ca în doar câțiva ani să facă ce nu au făcut guvernele din ultimii 30 de ani. Cu un aspect destul de stufos ce cuprinde peste 1200 de pagini, Planul Național de Redresare și Reziliență include investiții precum finanțarea a 434 de kilometri de autostradă, 311 kilometri de cale ferată, plantarea a 45.000 de hectare de pădure, renovarea școlilor, stații de încărcare electrică, precum și sprijinirea unor firme pentru listarea la bursă. Este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de școli și de creșe. În special vom construi și vom renova 10 de spitale. Partea importantă, vom avea un spital construit, cred că în 2024, și asta este o premieră de ultimilor 30 de ani, sau 32 de ani, 33 de ani până atunci. Deci vom avea un spital construit în 2024, așa cum am promis, este foarte important pentru această guvernare să construiască spitale. Criza prin care am trecut anul trecut și încă mai trecem această pandemie, criza de sănătate, a arătat foarte clar și a pus presiune pe toate sistemele de sănătate din Uniunea Europeană și a arătat foarte clar limitele sistemelor de sănătate și de aceea este foarte important pentru noi să dezvoltăm rețeaua de spitale, să o modernizăm. Sunt trei mari sectoare care primesc bani în acest program. Transportul, 7,6 miliarde de euro, educația, 3,6 miliarde de euro și sănătatea, 2,4 miliarde de euro. Un alt element care a fost dezbătut în spațiul public și trebuie clarificat, de ce luăm și împrumuturi prin acest PNRR? România are o nevoie acută de investiții. Am investit anul trecut sume record, continuăm să investim și anul acesta. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiții. Aici este foarte clar. Nu pot să meargă în consum. Deci acești bani nu vor merge în consum, vor merge doar în investiții și aici nu cred că există dezbatere la nivelul clasei politice sau la nivelul societății că împrumuturile pentru investiții nu sunt bune. Mai mult, noi oricum ne împrumutam pentru a investi în România. Avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de spitale, avem nevoie de școli. Iar împrumuturile pe care le facem, le luăm prin PNRR, sunt la o dobândă mult, mult mai mică. Vorbim de 0%, aproape 0 și ceva. Dobândă la care se împrumută Germania, Spania, Italia, etc. Țările din zona euro. Deci, pentru România, reprezintă un plus faptul că ne putem împrumuta la aceste dobânzi și vom avea vom putea să investim. Rămâne de văzut câte din investițiile și reformele propuse vor reuși să fie duse la bun sfârșit în câțiva ani, în condițiile în care guvernul nu are în momentul de față un raport cu situația actuală a României din toate domeniile de activitate.